Anul acesta de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor, vor fi aduse spre închinare moaștele unui sfânt născut chiar în București. Timp de 5 zile, Sfântul Ierarh, calinic de la Cernica, se întoarce în locurile natale, prin prezența cinstitelor sale moaște pe colina Bucuriei. În anul în care sărbătorim Marea Unire, s-au împlinit și 150 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Calinic. Sfântul Calinic s-a născut în data de 7 octombrie 1787 în Mahalaua Visarion, adică între calea Dorobanții de astăzi, numită atunci Ulița Herăstrăului, și actualul Spital de Copii. În martie 1807, tânărul Constantin intră în obștea mănăstirii Cernica, iar în data de 12 noiembrie 1808 este tuns în monahism cu numele Calinic. Datorită vieții sale duhovnicești deosebite, este ales tareț în ziua de 18 decembrie 1918. După ce refuză demnitatea de mitropolit al Țării Românești, Sfântul primește alegerea sa ca episcop al Râmnicului, eparhie pe care o păstorește între anii 1850 și 1868. Mare ascet, Sfântul Calinic se retrage la mănăstirea Cernica, unde în dimineața zilei de 11 aprilie 1868 trece la Domnul. Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât canonizarea Sfântului Calinic în data de 28 februarie 1950, iar în ziua de 23 octombrie 1955 a avut loc proclamarea solemnă a canonizării sale. De Dumnezeu purtătorule părintele nostru Calinic, povățuitorule al călugărilor, odada cuvioșilor și lauda arhierei.